dăm drumul spectacolului și nu oricum, pentru că primul moment din această seară este unul cu totul și cu totul special. Este suceveancă, dar acum locuiește în Statele Unite ale Americii. Are doar 11 ani și deja are lansate 5 piese care au strâns multe vizualizări pe YouTube. În câteva zile va ieși pe piața muzicală cu un nou single de succes produs de Mixtone Music. A participat la foarte multe concursuri importante de interpretare naționale și internaționale, unde a obținut doar premii și trofee. Anul trecut, de exemplu, a câștigat locul întâi la Mamaia Copiilor, la secțiunea Creație. Are multe apariții la TV, de aceea sunt convinsă că o veți recunoaște din primele clipe, aceasta fiind invitată la emisiuni cu notorietate, iar piesele ei difuzându-se la posturile de radio pentru copii. Își dorește să cucerească atât România, dar bineînțeles, ce poate fi mai frumos decât visul american, nu-i așa? Doamnelor și domnilor, astăzi, în fața dumneavoastră, cu două melodii, una în limba română și una în limba engleză, See Me! Bună seara! Spune-ne, unde e inima, în America sau în România? Ambele, da. Ambele. Dar totuși. Nu pot să aleg pe bune, chiar. Dar totuși, dacă ai fi pe o insulă pustie, doar tu cu România și cu America, i-ai da o felie de pizza? Hai să spunem că o împărțim în jumătate și una la America și una la România. E prea isteață, e prea isteață. Simi! Mulțumesc!